Președintele Turciei Recep Tayyip Erdoğan i-a promis președintelui ales al Republicii Moldova, Igor Dodon, că va vizita țara noastră în primele luni ale anului 2017. Într-o postare pe rețelele sociale, Dodon scrie că oficialul turc l-a felicitat personal cu victoria sa în urma alegerilor prezidențiale. Noi vedem Turcia ca pe unul dintre cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova. Împreună cu Turcia suntem interesați de dezvoltarea Găgăuziei, unde am fost susținută de circa 99%, iar în unele sate și de 100% din alegători, a mai scris Igor Dodon în mesaj. Astăzi, până la ora 18, este posibilă deconectarea energiei electrice, proces ce va duce la asistarea alimentării cu apă din comuna Vatra, pe străzile Tineretului și Fântânițe. Totodată joi, în intervalul 9-17, în legătură cu executarea lucrărilor de branșare a apeductului nou construit din strada Universității 1A, ESA Apa Canal Chișinău va întrerupe furnizarea apei potabile. Vor fi afectați de lipsa apei potabile consumatorii din următoarele străzi: Universității, Crihan, numerele 16-32, 11-29, inclusiv cu fracții. Colaborare solidă în domeniul agricol. În 2017, colhozul Pobeda din satul Copceac, municipiul Comrat, va livra în Tatarstan alte 100 tone de semințe de grâu, în baza unui contract încheiat recent. Realizarea acestui proiect a demarat după ce Bașcanul Autonomiei, Irina Vlah, și președintele Tatarstan, Rustam Munihanov, au convenit asupra unei colaborări în sfera ce ține de agricultură. În urma livrării semințelor de porumb, colhozul Pobeda va beneficia din partea unei companii din Tatarstan de îngrășăminte minerale. Președintele colhozului Pobeda, Nicolae Drăgan, a menționat că speră ca această colaborare să fie una de durată. Pe 14 mai 2017 vor avea loc alegeri locale noi ale primarilor în mai multe localități, anunță Comisia Electorală Centrală. Astfel, scrutinul local se va desfășura în orașul Tvardița, raionul Taraclia. Aici, mandatul primarului a încetat în urma decesului acestuia. Totodată, își vor alege primarii și locuitorii comunei Pervomaisc din raionul Căușeni, cei ai comunei Țipala din raionul Ialoveni, dar și cei din satul Ulmu, raionul Ialoveni. La liceul Mihail Lomonosov din municipiul Bălți s-au desfășurat recent mai multe acțiuni dedicate genialului savant rus născut pe 19 noiembrie 1711. Organizarea acestor zile este deja o tradiție pentru liceul nostru, care poartă numele celui care a fost un adevărat cuceritor în mai multe domenii, cum ar fi bunăoară, poezia, istoria, fizica, chimia sau geografie. Elevii sunt de fiecare dată entuziasmați și participă cu dăruire la aceste acțiuni, a declarat Valentina Ivanova, directorul liceului. Aceasta mai precizat că elevii au organizat mai multe concursuri și întâlniri, dar au și pregătit referate privind viața și activitatea marelui savant rus Mihail Lomonosov. Un zâmbet și voie bună pentru pensionarii din Orchei. La Casa de Cultură din oraș, în fiecare duminică, între orele 16 și 18, vor fi organizate pentru pensionari serate muzicale. Acestea sunt un bun prilej pentru vârstnici de a depăna amintiri și de a uita cât de cât de grijile cotidiene. Recent, pensionarii au fost bucurați de orchestra Casei de Cultură din oraș, timp de 2 ore, având parte de bună dispoziție. Inițiativa unor astfel de acțiuni îi aparține primarului de Orchei, Ilan Șor. Acesta, prin intermediul avocaților, a menționat că a fi pensionar nu înseamnă să fii condamnat la singurătate, la tristețe și să fii dat uitării. Brexitul a dus la scăderea cu 15% a numărului milionarilor în dolari din Marea Britanie, ori decizia de a părăsi Uniunea Europeană a cauzat o scădere a lirei și a acțiunilor de pe piețe. Nivelul averilor din Marea Britanie a scăzut cu 10%, adică cu 1.500 de miliarde de dolari în ultimele 12 luni, ca o consecință directă a votului în favoarea Brexit. Rezultatul referendumului din 23 iunie curent a dus la scăderea lirei sterline cu 15% și la cea mai mare scădere într-o singură zi a pieței de acțiuni globale de la criza financiară din 2008. Magia sărbătorilor de iarnă a început să cuprindă deja orașele din Europa. Bulevardul Champs-Élysées din Paris a fost iluminat deja cu decorațiuni, milioanele de beculețe oferind un adevărat spectacol de lumini și culoare. Totodată, în Japonia, în vitrina unui magazin de bijuterii, a fost instalat un brad de Crăciun cu o înălțime de 2 metri, realizat din aur pur.
Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru un euro a scăzut cu un ban, valorând 21,46 lei, și dolarul american are cotația mai joasă cu un ban, fiind de 20,19 lei. Tot cu un ban s-a depreciat leul românesc, fiind cotat cu 4,75 lei. Hrivna ucraineană are același preț de 78 de bani și rublarul se scade de 31 de bani.